Salutare tuturor și bine v-am găsit la Pet Simulator 99 și da, suntem în prima lume pentru că avem o modalitate să facem gemuri foarte ușor pentru persoanele care nu prea au multe gemuri. În ultima zonă, de la lumea a doua, de la Wartech, uh, poți să faci gemuri mult mai greu acum în ultima zonă și pentru cei care n-au multe huge e foarte greu să faci lucrul ăsta, să farmezi în continuu, să iei iteme și gemuri. Așa că dacă te duci în prima lume, te duci la 54 aici unde este Garden Merchant, te duci în el și cumperi ceea ce trebuie, da? Nu cumperi astea roșii, nu cumperi astea Coinsplant, dar dacă vrei poți să le cumperi, adică te ajută la Mastery pentru Merchant, da? Te ajută la mastery și poți să cumperi o grămadă, dar te uiți după ăsta. instant capsulă, te uiți după ele pentru că te ajută enorm de mult. Noi am cumpărat 3, 4, 5, am cumpărat 5 capsule instant cu pomie 2000, 2000, da? 10 ca diamante, am dat pe 5 capsule instant, da? Și acum dacă nu ducem aici la master, avem economy master. E chiar meritat dacă te duci aici să cumperi toate astea, dacă nu, dacă ai câteva gemuri, da? Noi acum avem 282 ca gemuri, ne ducem aici la merchant, ne ducem înăuntru, da? Avem și aici, dacă aveți river 3 puteți colecta asta de fiecare dată la 3 ore și ză niște chestii destul de ok, adică sunt albastră, îți dai seama, nu sunt cine știe ce, wow, dar totuși, dacă te duci aici, dacă te duci și cumperi de pe te duci și cumperi de pe plaza Diamant seed astea, da? Te duci să cumperi de pe plaza Diamant Seed, tu poți să le cumperi pe la 15K, 16K, da? Noi am primit acum 30K, tu le cumperi cu 15K, deci îți iei profit de 15K de fiecare dată când ai 6 ore. Și ar fi ăsta e 15K, da? Bine, 16K să zicem, le găsești și la 15K dacă să ai putea sau chiar la 16K, pentru că faci profit de 14K, bine, câteodată îți dă și mai mult. O să punem acum una, o să vezi două ore jumate, atâta nu, cred că stai e la Mastery, cu cât ai la Mastery mai mare, cu atât de rapid se face, deci chestia asta chiar contează. Te duci la Instant Capsulă, folosești capsule, noi am luat 5 capsule cu 2000, da? Folosești Instant Capsulă și faci chestia asta de aici, da? dai e și din nou am luat 30k de la asta primim am luat încă 30K, nu e 60K, e contopită cu astea două, 30K la fiecare. Aici primim tot 30K, nu? Da. Și tot așa, vezi câte primești, 30K, de obicei poți să primești câteodată și mai mult, asta încerc să văd. Astea asta ceva, astea nu care ar atât de mult, nu sunt cine știe ce au, dar poți să le cumperi și pe astea dacă vrei. Mai este o medalitate de Gift Plan Seed, poți să le cumperi la 4 șute, 4, 4 șute. 400, 400, 401, poți să le cumperi la 401. Și dacă e să stai, dar ideea e că e mult, durează 6 ore, dacă dai click, trebuie bine, trebuie să faci investiție pentru asta de apă de gold. Costă vreo 60k, da? 60k îl faci rapid. După aici tot 30k. Dacă e să ne ducem aici, tot 30k, da? Da, dacă e să ne ducem aici, tot 30k, da, 230K, de obicei, dar trebuie să-ți dea și 45K, dar cred că chestia asta e foarte rară, că de fiecare dată primim 30K. Și noi din toate astea am făcut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus că am mai pus încă una nouă, din 9 nou, am făcut 350K. Da? Și tu dai 15K pe 9, 15K pe 9 e 100. 35, 135 și tu faci profit de 150k gemuri. După te duci aici, din nou ăsta se resetează foarte rapid. Acum cumpărăm seedbag-uri 3, bine am primit 2, deci 4. 4, 6 seedbag-uri, da? Am cumpărat 6 seedbag-uri, le vedem aici, 6. Ne ducem aici la items, deschidem 6, noi avem mai multe, dar deschidem câte am cumpărat, da? Ne ducem aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am primit 2 diamond seed la preț de de 6K, asta costă 2000, da? Și am deschis două la 6K. Deci poți și să le farmezi în sensul ăsta, dacă e, oricum, câteodată îți apare și aici, în loc să apare con plant, apare și dar asta e mai rău, mai, mai greu să pice. Te duci înapoi înăuntru, după ce te-ai dus înăuntru, tu faci nou aceeași chestie. Bine, acum trebuie și să aștepți puțin dacă nu ai instant capsulă. Instant capsulă poți să le cumperi și pe la cu 10K, dar 15K pe astea cu 10K pe capsulă nu-i cine știe ce. O cum astea poți să le lași, da? Faci o investiție la uh, asta de apă de gold, da? Asta de apă de gold de vreo 60K. După faci investiție o grămadă în diamond seed -uri. După vii aici le pui. Te duci aici, pui tot ce ai nevoie, da? Noi acum nu prea mai avem atât de multe. Și după te duci aici, apoi de asta. Dacă vrei de asta, durează mai mult și să stai vreo 6 ore, e, e ceva. Bine, dacă pui apă pe ele, durează vreo 3 ore, 4 ore. Cred că la Merchant sau nu știu cum funcționează chestia asta, dacă chiar contează sau Diamond Seed-urile durează 2 ore 30 de minute. Pare păi că dura 3 ore, dar acum văd că durează mai puțin, poate au dat buff mult mai mult. Înainte eu o plantă îți de dădea 15k, acum a primit buff la 30k. Acum dacă ne ducem aici, da, la Garden Merchant, din nou s-a resetat. Chestia asta se resetează la fiecare două minute, deci ar merita extrem de mult să faci Merchant, să faci Mastery la Merchant aici, da? Te duci la Mastery, Economy Mastery. Să un pic, Resto A, din cauza la asta, deci Restock, Merchant Restock Speed e mai mare. Avem mai mare noroc la asta, deci chestia asta chiar e foarte bine, costă și mai puțin. După aici de tot, perfect, am cumpărat 8, am cumpărat 8, dar am cumpărat de 4 ori 8, să vedem câte primim. Primim uh, diamond, nu mai avem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 8 am primit 2, asta ar fi 60 de K și eu am dat, bine, nu, 2, da, e 60 de K și eu am dat 8 K da? Deci chestia asta merită extrem de mult făcută în continuu, dacă nu aveți posibilitatea de a farma în ultima zonă din Tech World. Chestia asta e ceva super ușor să faci cu diamante, mai ales cât de mult au primit Diamond Seed-ul buff și chestii de genul. Și în timpul ăsta, când trebuie să aștepți, poți să te mai duci la 39, mai vezi ce zădea de acolo, poate este ceva bun. Poți să mai faci alte chestii, cum ar fi obiurile. Aici noi deja le-am cumpărat, dar nu m-am dus la 20 să le cumpăr. Aici la 19, la 20 este daycare La 19 este merchant normal, care nu ză cine știe ce, dar poți să le cumperi pentru că costă foarte puțin și îți faci masterii, asta e important, faci mastery. Plus dacă mai ai de la bundle-uri, dacă ești ăsta pe gratis sau dacă e să fie de la, de la vending machine, dacă cumperi mai faci masterii, da poți să te duci pe hartă și în timp ce te-ai dus pe hartă să mai ai de la vending machine, să mai faci tu ce ai de făcut în prima lume, după te duci din nou la 54, nu 57, la 54. Și direct pot din nou să cumperi. Avem și noi clanul ăsta mișto, ce frumos e XRX1, respect maxim. După ce ducem aici și din nou pot să cumpăr. Poate acum am pică Diamond seed -uri. nu știu, bine, nu pot să cumpăr acum, că am mai puțin. Dar asta se face super rapid. Mai și este cadourile gratis care îți dau câteva gemuri, bine. Uite câte puține gemuri îți dau, bine, am făcut și noi achievement complet. Avem 20 de gift pack și cam atât, așa am completat tot. De obicei asta se face extrem de rapid, 1, 2, 3 minute și bum, direct ai altceva nou dar merită foarte mult să faci chestia asta, da? Îți iei și tu asta, Golden Watering Can, ce în pasta unde dai, dai apă, durează pentru o oră și chestia asta e extrem de bună, că în fiecare oră poți să te duci să plantezi. Bine, te costă foarte mult, asta stați puțin, da? Chestia asta e și o investiție. Acum depinde. Ia să ne în un truc, pentru că nu putem cumpăra momentan. Te costă mai mult. Tu primești vreo 3-4 pe gratis, da? Și restul, dacă vrei să le cumperi, te costă mai mult. Să zicem, asta te costă 200 k 400k, pe aici te costă 800k diamante după 1 milion 200, 1.400 sau 600 pe acolo diamante, merită investiția că overtime în timp, tu primești mult mai mult. Dacă ai timpul necesar și vrei să faci cât mai multe gemuri, fără să farmezi în ultima zonă. Și acum ar trebui să putem cumpăra. Bine, acum durează puțin mai mult decât de obicei. Sau poate timpul trece atât de greu încât au trecut doar un minut și noi nu am realizat chestia asta. Sper că vă ajută lucrul ăsta să faceți cât mai multe gemuri. Deci, ideea este că veniți la zona 54 din prima lume, cumpărați tot ce puteți de aici. Bine, ăsta nu e nimic bun de aici, da? Singurul lucru ce trebuie să cumpărați de aici este dacă vreți să faceți mastery și ar merita că costă foarte puțin și te ajută mult la mastery, da? Asta e singurul lucru. Dar dacă aveți insam capsul, sea bags sau diamond seeds, le cumpărați. După vă duceți înăuntru, le plantați, după ce le plantați, Puneți apă, da, cu water in golden, ăsta ce l-avem aici în mână golden, după vă duceți în, nu știu, vă duceți în trading plaza, mai cumpărați niște sidur. după veniți aici și în jumătate de oră, într-o oră se termină tot ăsta, că durează două ore și jumate, plus dacă pui asta de apă durează mult mai puțin. Așa că faci gemuri. Și în timpul ăsta, nu știu, te duci în zona a doua, mai vezi acolo ce mai ai și te joci în continuu și poți face și câteva gemuri foarte bine. Acum mai depinde de voi dacă vreți să faceți chestia asta. Sper că ați înțeles în mare parte că aici m-am bâlbit puțin și n-am știut exact să vă explic, dar în mare parte veniți la 54, cumpărați de la Merchant Instant Capsule, Seabag-uri, Diamond seed le puneți, vă duceți, cumpărați dacă vreți să luați de 15k Diamond seed și le puneți farmați 30k, câteodată primiți 45k din Diamond seed deci faceți un profit destul de bun și încet, încet faceți diamante. Noi am avut 300k diamante, am făcut 200k. Nu știu pe ce s-au dus, că am făcut puțin mai mult. Nu știu, am cumpărat de aici sau am cumpărat de la Merchant sau nu știu exact ce am făcut, dar faceți destul de ok diamantele. Așa că succes la farmat!